Un proiect al Ministerului Agriculturii provoacă neliniște în rândul crescătorilor de porci. Potrivit actului normativ, oamenii nu mai au voie să țină mai mult de 5 porci în propria gospodărie. Este revoltător cum țăranii nu sunt lăsați să-și câștige existența așa cum o făceau până acum. Cum cei mai mulți dintre românii din mediul rural nu au alte surse de venit, agricultura și creșterea animalelor într-o gospodărie țărănească sunt esențiale pentru ca aceștia să-și asigure traiul de la o zi la alta. Dacă până acum țăranul putea să crească câți porci voia în propria gospodărie, acum un număr mai mare de 5 porci este considerat exploatație comercială. Despăgubirile pentru seceta de anul trecut nu le-ați dat. Programul Tomata, primă pentru valorificarea produselor agricole, nu le-ați dat. Pensiile pentru țăranii și bunicii noștri nu le-ați dat. Și acum, prin acest ordin al Ministerului Agriculturii, vreți să le interziceți țăranilor noștri să mai crească și porci. Până la 5 porci le dați voie să-i crească doar pentru consum propriu, nu-i mai lăsați să vândă nici măcar un porc pentru subsistență, iar peste 6 porci în sus le impuneți țăranilor noștri niște condiții imposibil de atins. Până la urmă, dragi guvernanți, ce vreți să faceți cu țăranul nostru? Vreți să-i omorâți de tot? Cu munca lor, produsele țăranilor, această țară a crescut. Acum văd că nu mai aveți nimic sfânt și vreți să omorâți absolut de tot agricultura românească. Ceea ce vedeți aici nu va mai fi posibil dacă acest ordin criminal al ministrului Oros va fi pus în practică. Opriți-vă, respectați țăranul român. În satele din Mehedin sunt mulți gospodari care cresc mai mult de 5 porci în propria ogradă. Acest ordin este una dintre cele mai proaste vești pe care o putea primi țăranul român. Nu este corect ca să vorbim. Eu pot să cresc 10 porci la mine în gospodărie. Că eu, dar să am cu ce să-i țin, să pot să mă duc, să iau grâu, să iau porumb, să iau ăștia. Asta nu e o problemă. Eu am o părere că nu e corect, pentru că țăranul cu așa ceva trăiește. Pentru că altă sursă de venit nu au de unde. Ei cu vaci, cu porci, cu animale, cu asta trăiesc. Și datorită lor putem să trăim și noi. Uite, ne aduc la piață de toate. Dar că ei nu cresc, noi de unde avem? Păi trebuie să ținem cât de mult, să mâncăm cât mai mult bio, că de aia ne îmbolnăvim dacă mâncăm carne cu ormoni ținută prin vitrine de mult timp, așa omul știe ce mănâncă, mai avem copii la oraș, nepoți, le mai dăr și lor câte o bucată. Dacă fată purceau, eu ce să fac, că am 5 porci? În agricultură, țăranul trebuie să muncească cu tot ce e necesar, cum a muncit înainte, de mânca lumea mălai și era sănătoasă și acum toată lumea e bolnavă. Potrivit acestui proiect, cei care doresc să țină mai mult de 6 porci trebuie să devină persoane juridice. De asemenea, trebuie să aibă angajat un paznic, dar și un medic veterinar. Toate acestea se pun în cârca țăranilor, care nu mai au voie nici măcar să țină în ogradă o scroafă. Dacă aceasta naște, se depășește din start numărul de 5 porci. Astfel, țăranii de la care odinioara cumpăram carne sănătoasă nu vor mai avea voie în acest ritm să facă producție. Lovitura este una extrem de puternică, asta pentru că România este una dintre țările cu cel mai mare consum de carne de porc, iar mulți oameni își cresc animalele în propria gospodărie.